În pauza aceasta mă duc o fugă până la magazin să cumpăr niște produse. Voi face hot dog-uri. Eu cu Mircea ne-am gândit să plecăm la magazin și să facem niște cumpărături. Că eu chiar la școală voi deschide un cinema, iar eu un salon de manicură. Îmi voi lua cel mai puternic router Wi-Fi ca să pot vinde internet în școală. La bufetul meu va veni toată școala să mănânce hot dog-uri. Pentru asta îmi iau sos, maionez și ketchup. Eu vreau să mă apuc de manicură, pedicură. Sigur, cozile vor fi interminabile. Voi lua cremvuști pentru hot dog-uri și desigur pentru tartine. Și desigur chifle pentru hot dog. Fuguliță, trebuie să caut un proiector. La școală voi face cinema. Ce rechizite colorate, sigur vor face din ochi. Să cumpăr și cartoane, și hârtie color, și carioci, și creioane, dar și ghiozdane. Iată că am găsit și pixuri, dar și creioane. Mă duc fugulița să mă aprovizionez. Iată că a sosit momentul să facem la școală cinema. Am luat cu mine proiectorul și multe alte chestii. Pentru asta am găsit o sală care de fapt este un hol. Și aici este un depozit. Iar acolo o toaletă. Acesta va fi ecranul meu enorm. Voi afișa acest panou pe ușă. Ca să vadă toți colegii unde este sala de cinema în școală. Deja este a treia pauză și sunt sigură că toți au flămânzit. De aceea mi-am luat toate produsele și am venit în cantina școlii. Voi găti cele mai apetisante hot dog-uri, în fața cărora nu va rezista nimeni. Ține costul pentru un hot dog de-al meu mi-a ieșit aproape de 3 roni, iar eu îl voi vinde cu 5 colegilor mei. Iar la tine cât costă un hot dog? Să le gătesc repede până nu s-a terminat pauza. Pentru început punem salată și o cremvușcă pentru copii. Apoi cremvușca și desigur, cum fără ketchup? Și sosul. Wow! Primul hot dog este gata! Îl aranjez frumos pe platou și nu întârzi să vină altul. După cum v-am spus, eu astăzi voi face manicură colegilor mele. Să deschidem. Wow! Ușele mele! Și mai multe! Dar repede trebuie să aranjez masa de lucru, prosopelul, așa frumos, pilele, iar acum așteptăm clientele! Între timp cât ceilalți își pregătesc modalitățile lor de a câștiga bani, eu m-am gândit la cel mai bun mod de a câștiga parale, de aceea ce au cel mai mult nevoie elevii. Știi? Internet? Nu! De foarte mult internet! Internet nelimitat! Am luat cu mine un router, îl voi conecta la telefonul meu și voi distribui internet pentru toată școala! Dar contraplată! Am adus combi din clasa noastră! Sper să ajungă! Sunt sigur că voi avea foarte mulți clienți! Mai ales că avem film 3D! Iată tu ce părere ai! Ca în școala ta
să existe cinema. Dacă îți pare faină ideea mea, susține-mă cu un like ca să vadă toți profesorii. Pentru cinema am imprimat niște etichete și, cel mai important, ochelarii 3D. Tu vreodată ai privit un film cu ochelari 3D? Sunt ochelari activi! Ce miros frumos! Vine de la cantina noastră! Să vedem ce așa gustos acolo se gătește! Poftiți, gustați din hot dog-uri! Proaspete, abia făcute! Mulțumesc, chiar e gustos! Dar după acesta, eu o să mai doresc încă unul! Dar eu încă două! Eu mai fac, dar până la asta plătiți-mi pentru ce ați mâncat! Ce? Erau cu plată? Tu nu ne-ai spus nimic! Păi nici nu am reușit să vă spun! Voi le-ați mâncat dintr-o suflare! Și cât costă unul? Nu e scump deloc! Aproape la Cinecost! Doar 5 lei! Bun Cinecost! În afara școlii se vinde cu 4! Dar la mine este din cremvușcă proaspătă de găină și toate produsele sunt bio! Hai, Fuguliță, Fuguliță, că începe următoarea lecție și întârziem! Mircea! Hai, Fuguța! Melisa, tu mai vrei încă unul și Dumitru încă două, ziceai, da? La următoarea pauză vă aștept! Nu, mulțumesc, eu deja sunt sătul, am mâncat foarte bine, mulțumesc. Gata, mi-ajunge. De fapt, am niște mere. Ei, mere toți au. Dar merele mele sunt bio, le-am cules eu personal. Și cât ar fi un măr? Am o găleată, acolo sunt vreo 30 de mere. Un leu, fac 30 de lei. Doar un leu. Atunci ne vedem la pauza următoare. Vă aștept! Mai am încă pentru 4 hot dog-uri. La pauza următoare, cu siguranță le vând pe toate! Să mă duc și eu la cantină ceva să mănânc. Ce? Opa! Profesoara! Elisa, cu ce te ocupi tu la școală? Faci manicură? Inadmisibil! Cum așa ceva în școală? Doamnă profesoară, eu vreau să-mi cumpăr o enciclopedie și nu mi-ajung bani. Și m-am gândit să fac manicură fetelor. Dar vă promit că după ce citesc toată enciclopedia, o aduc la școală. Zici că pentru carte, cunoștințe. Știi? Mă implic și eu. Ok, sunteți sigură? Da, de ce nu? Pentru o cauză nobilă putem face sacrificii. Dar am dat de belea, nu găsesc nicio priză. Dar asta nu trebuie să mă descurajeze. Voi aplica metoda veche, hotspot mobil. Deși internetul de la telefonul meu este cam slab, dar pentru 20-30 de oameni ar fi suficient. Așteptăm clienții. Ca să înțeleagă toată lumea că școala este Wi-Fi, am făcut și un afiș pentru asta. Îl atașăm la cel mai vizibil loc. Acum cel mai important! Instalezi proiectorul! Tu în clasă ai un proiector! Iar acum testăm ecranul!
funcționează perfect! Foarte mulți din colegii mei sunt dojeniți la ore pentru că și-au uitat acasă fie caietul de dictantă, fie de matematică sau alte rechizite școlare. De aceea eu m-am aprovizionat cu rechizite și de toate. Care voci, creioane colorate și caiete de tot felul. Plus la toate sunt unii dintre ei care nu au reușit să-și procure rechizite, așa că vor avea posibilitatea să le ia chiar de la școală. Și cât costă serviciile tale cu manicură, Melissa? 25, dar pentru dumneavoastră doar 20. Nu, dacă ți-ai pus în gând 25, atunci așa să fie. Te plătesc cu 25 de lei. Atunci vă rog, alegeți-vă culoarea. Iată ceva după sacolul meu. Deci, vă propun aceasta. Să trecem la treabă, că ne prinde următoarea lecție. Bine. Ce minunat! Știi că îmi place? Și se asortează perfect! Clopoțelul! Stai să-ți dau banii! Ia aici și spor la citit! Ne vedem la lecții! Am scăpat! De când dormeam cinema în școală? Astăzi am deschis! Și ce film privim? Este la alegerea voastră! Voi decideți! Ok! Și cât etichetul? Avem film 3D și echipamentul este nou! Energia s-a scumpit, iar din cauza pandemiei am avut lipsă de clienți! De aceea etichetul costă 25 de lei! Oho! Cam scump! Dar ce-i drept că de mult nu am fost la cinema? Tu ai fost anul ăsta la film! Poftim! Hai, tichetul! Îți ia și ochelari? Că filmul e 3D! Păi da! Hai, dă-mi coace! Arenda ochelarilor costă 10 lei! Ce? Glumești? Ce n-ai spus deodată? Dar tu nu m-ai întrebat! Știai că vreau la film! Ține 10 lei! Simplă, eu cunosc. Doar că trebuie să ne achiți pentru asta. Da, dar scrie că e gratuit. Da, pentru că prețul este atât de mic, din parcă ar fi pe gratis. Și cât costă? Ziceam că este foarte ieftin. Dacă îl folosești o oră, este un leu, iar dacă toată ziua, 5. Bine, poftim! Și acum dă parola! Scanează QR codul și ai parola. Ce bine că este internet la școală. Putem să comunicăm în WhatsApp. Putem să ne uităm pe YouTube. Doar că a cerut prea mult. Nu vi se pare? Ia priviți câți bani am adunat cu internetul! A fost o idee foarte faină! Toți au nevoie de internet! Am 16 roni! Masa mea e pregătită! Aștept clienții! Rechizite, rechizite, caiete, pixuri, care watch! Hai veniți! Caiete, dictando, matematică, penare! Câte ori aici? Tocmai mi s-a terminat caietul meu de dictando! Ai așa ceva în vânzare? De toate am! Ce culoare vrei? Alege! Cred că roz! Dar stai puțin! Care este prețul? 3
3 lei și este al tău. Cum 3 lei? La magazin era doar de 1,50 lei. Practic, ai pus la caiete un preț dublu. Păi da, ai dreptate. Doar că la magazin, nu la școală. Plus la asta, mai achităm și arenda în școală. Și fii atentă că lecția se începe. Mai ai nevoie de caiet. Doi și trei. Bine, bine, bine. Ia caietul și fugi repede la lecții când dăzi. Vine proful de sport. Repede să strângem rechizitele. Fugi la lecții. Păi, ai spus că achizi arenda. Da, da, am spus. Bună ziua. Bună ziua. N-am înțeles. Ce-i cu ea, mă rog, ăsta la școală? Ale cui sunt toate aceste rechizite? Directorul știe? Păi avem săptămâna creațiilor. Chiar directorul ne-a sugerat să facem o expoziție de desene. Ce? Dacă doriți și dumneavoastră să participați, poftim. Care voci, album de desen, creioane. Hai, lasă, am eu treabă. Hai, lasă. Bravo, bravo, copii. Așa s-o țineți. Bravo! Ce-a fost asta? Nu mai întreba, gata, du-te la lecție. Și în cât timp începe filmul? Imediat când se umple sala. Ce? Avem cinema la școală? Da, este nou. Și încă și cu ochelari 3D. Cât costă tichetul? Cam o avere. De la început 25 și după aia încă 10 deasupra. Dar lasă, cât de mult n-am fost! Mergem și noi! Da, Matei? Da. Mulțumesc! Dar pentru clasele mai mici, ochelarii sunt gratis. Poftim, Matei! Nu uita tichetul! Și mie, vă rog, o pereche! Plecați, imediat începe! Hai, Matei! Wow! Hai să luăm loc! Matei, tu ești în primul rând? Zice că acuși începe! Mai am un loc liber, dar nu încep! Cinema? Tu mi-e ce ești cu ideea? Da, dacă intri, începi imediat. Și sunt convins că nu e gratuit. Ai perfectă dreptate. Biletul 25, dacă vrei cu ochelari 35. Pentru ce mi-e ochelari? Eu i-am pe ai mei. Ține 25 și am plecat. Să vedem cum va privi el filmul, fără ochelari 3D. Ce film e ăsta? Dar ce s-a întâmplat? Pe ecran totul este încețoșat, nu înțeleg nimic. Ai nevoie de ochelari, bănuiesc? Ține! Dumitru, mai ai să umbli pe ușa aceasta. Așează-te mai repede. A început filmul deja. Nu mai acoperi ecranul. Gata, gata, mă așez. Dacă mai vrei serii dintre astea și ai idei cum să câștigi bani la școală, să ne scrie în comentarii. Iar noi vom încerca să le recriem în vlogul care urmează. Și nu uita că like-ul tău este bucuria noastră! Iar dacă ești abonat, te vii prietenul nostru pe viață!